Într-un colț vedeai un pian, un tișlaifăr brodat pe masa de stejar și, pe pereți, fotografii cu copii în rând, fiecare purtând altă dată, elevii doamnei Jadin, an după an. Unul dintre colegii dumneavoastră a venit deja să-mi pună întrebări, domnule comisar. Unul înalt cu o cicatrice." Era pieșod care știa bine meseria. Într-adevăr s-a organizat o tombolă în beneficiul fondului școlilor." Elevele vând biletele, le dăm voie să meargă pe la negustor și, în general, pe la oamenii pe care îi cunosc. Lusila noastră avea bilete ca și celelalte. Copiii trebuiau să aducă biletele nevândute și cotoarele luni de dimineață. Nu li s-a repartizat elevelor în mod special un cartier sau o stradă? Erau libere. Vă rog să-mi vorbiți despre Lusil. Doamna Jadin era mică de statură și negricioasă. Probabil că la școală părea severă pentru că așa trebuia dar privirea ei avea multă blândețe. Inspectorul dumneavoastră mi-a pus niște întrebări care m-au indignat puțin, recunosc, și vă va spune probabil că nu l-am primit prea bine. Dumneavoastră păreți mai înțelegător. Voia neapărat să știe dacă Lucil umbla cu băieți, dacă avea o educație sexuală avansată sau nu. Gândiți-vă că avea abia 4, 14 ani. Părea mai mare pentru că era înaltă și cu minte. Poate chiar prea cu minte pentru vârsta ei. Avem uneori, nu neg, copile prea precoce care umblă cu băieți pe străzi, mai ales iarna când e întuneric, iar unele, da, sunt excepții, se iau de bărbați. Lucil era cu minte. Nu îi spuneam măicuța, pentru că în recreații, în loc să se joace cu cele mari, se ocupa mai mult de cele mici de grădiniță. Într-o zi am surprins o conversație între ea și una dintre prietenele ei, căreia tocmai venise pe lume un frățior. Lucil spunea cu inima grea. La mine mama se pare că nu mai poate avea copii. Există, domnule comisar, mai ales printre cele mai sărace, unele care sunt deja femei la 14 ani. Presupun că fiind vacanță n-ați văzut-o în ultima vreme. Am văzut-o de mai multe ori, deoarece în acest anotimp, pentru ca elevele să nu bată străzile, le adunăm pe cele pe care ni le încredințează părinții și organizăm jocuri, le ducem în grup pe plaje sau la pădure. Lusil nu vi s-a părut schimbată? Am remarcat că era neliniștită și am întrebat-o ce are. Nu știu dacă la fel se întâmplă și la clasele de băieți, dar noi avem toate febleța noastră. Lucil era un pic feblețea mea. În recreație, în timpul anului școlar, în pădure, în timpul vacanței, își părăsea cu dragă inimă colegele ca să stea de vorbă cu mine. Mi-amintesc că am întrebat-o dacă e adevărat că fratele ei a plecat. Înseamnă că asta a fost în urmă cu cel mult câteva zile. Acum trei zile auzisem de la alți copii. În loc să-mi răspundă deschis cum îi era obiceiul privind mă în ochi, a întors capul în altă parte și a spus Da, presupun că mama ta e foarte necăjită. Nu știu. Primește vești de la el? Nu știu. Da, am insistat pentru că o simțeam închisă și încordată. asta e tot ce știu, domnule comisar. Dați lecții la pian? Câteva lecții particulare. Lua și Lucil lecții cu dumneavoastră? Doamna Jadin scutură din cap cu oarecare jenă. Asta însemna probabil că părinții copilei nu-i puteau oferi un astfel de lux ficei lor. Când ajunse pe strada Saint Charles, unde se afla tipografia la Ru și George, muncitorii ieșau din atelier. Megret traversă curtea pavată, ocoli un camion și deschis o ușă cu geam deasupra căreia scria birou. O dactilografă tocmai își punea pălăria. Domnul Laru e aici?" întrebă el. Domnul Laru a murit de două luni." Îmi cer scuze. În acest caz, aș putea vorbi cu domnul George?" Acesta, aflat într-o încăpere vecină, probabil că îl auzi deoarece rosti cu glastare. Poftiți-l, domnișoară Bert! Era un bărbat mic de statură, modest, ocupat cu ultima corectură a ziarului său. Le de sablă apărea doar o dată pe săptămână, avea patru pagini și conținea mai ales știri locale și anunțuri îndeosebi în științări din partea notarilor. Luați loc, domnule comisar! Să nu vă mire că vă cunosc! Sunt un vechi prieten al comisarului Mansui care mi-a vorbit despre dumneavoastră. Vă văd trecând în fiecare zi pe stradă. Bă, nu am că mă veți vizita. Și după cum Megre se aștepta, adăugă. Mai adineori a venit unul dintre colegii dumneavoastră, un anume... Hmm, o clipă. Boavert. Exact. Să știți că n-am avut să-i spun mare lucru. E adevărat că faceți o anchetă separată? Verde v-a spus asta. Nu, așa un zvonul. Azi dimineața eram la mormântare pentru că doctorul Bela mie e unul dintre clienții mei. Cel puțin două persoane mi-au spus același lucru. Și se mai spune că aveți o anumită idee, că poliția din poatie nu e de acord cu dumneavoastră și că ne rezervați o surpriză. Lumea vorbește prea mult. Mormă, grea gasat. Vreți să vă spun ce știu despre Emil Dufie? Megredă-tu din cap însemn că da, dar păru totuși că ascultă distrat. E al doilea tânăr de același fel care a trecut prin mâinile mele și pe care, dacă pot să mă exprim astfel, l-am șlefuit și tot al doilea care îmi scapă printre degete. Să știți că nu le por pică. Primul în acest moment e jurnalist la Ren și îi citesc articolele în fiecare dimineață în Leoest. E clar. Cât despre Emil, vom vedea într-o bună zi dacă a reușit. Eu doresc. Domnul George ri din cauza tonului grav pe care fusese rostite aceste cuvinte. În orice caz, domnule comisariu, un băiat cinstit și singurului defect, ar fi poate o anumită sfiiciune. Nu știu dacă acest cuvânt e potrivit are tendința să se închidă în el. Ai zice că se teme mereu de un zâmbet ironic, de o primire ostilă sau pur și simplu de condescendență. Sărăcia familiei e ca o povară pentru el, deși nu este rușine de această sărăcie. Când e întrebat ce profesie are tatălui, răspunde imediat, paznic de noapte, și nu adaugă niciodată că Dufio a acceptat acest post numai după ce i s-a amputat brațul drept. Nu știu dacă mă fac bineînțeles. Vrea să reușească cu orice preț, Va munci cât va trebui, de mult pentru asta. A citit tone de cărți la întâmplare. Trece în mod regulat prin perioade de nesiguranță și de încredere în el." Femeile?" întrebă Megre. Tipograful arătă spre biroul vecin." A ieșit?" întrebă el cu glas căzut făcând aluzie la tactilografă. Preferă să se ducă să arunce o privire ca să fie sigur. Ați văzut-o. Domnișoara e drăguță, atrăgătoare. Toți angajații mei au încercat să o curteze." În realitate e îndrăgostită de Emil Dufio, atât de îndrăgostită încât devine feroce, când ai nefericirea să spui ceva contra lui în prezența ei. A făcut tot ce a putut ca să-i atragă atenția. A devenit cochetă, schimba ochile de două, trei ori pe săptămână. Mă întreb dacă el măcar a băgat de seamă. Emil și-a fixat un scop. Mă așteptam tot timpul să-l vă plecând la Nant sau la Bordeaux, ca majoritatea tinerilor noștri ambițioși. Dar el s-a dus direct la Paris. V-a spus prin viu grai că pleacă. Nu, no, mi-a lăsat o scrisoare. Pe care a primit-o a doua zi după ce a plecat? Exact, ca și părinții lui. S-ar zice că i-a fost teamă să nu-i se pună bețe în roate în ultimul moment. E de la sine înțeles că a lăsat totul în ordine. Dacă vreți să vedeți scrisoarea. Mi -e grea aruncă doar o privire. Emil se scuza cu multă amabilitate și la fel de amabil îi mulțumea patronului său pentru tot ce făcuse pentru el. Sora lui n-a venit niciodată aici. Nu mi-amintesc. De altfel, Dufio nu prea stătea aici, cel puțin în ultimul timp. Se ocupa mult de ziar, atât de știri cât și de anunțuri, pentru că într-o întreprindere mică așa cum ea noastră trebuie să faci de toate. Aș vrea să-mi spuneți cât mai precis programul lui. Susa pe la nouă uneori și mai devreme pentru că nu se codea să muncească. De cele mai multe ori stătea la birou până la 10 și jumătate. Atunci trecea pe la comisariatul de poliție ca să culeagă ultimele știri, apoi pe la primărie și sub prefectură. Uneori îl revedeai câteva minute pe la amiază, alteori revenea abia după masa de prânz. După amiază scria articolele și se ducea la atelier să se ocupe de punerea în pagină. Făcea și câteva drumuri, telefona notarilor, agenților imobiliari, negustorilor, directorilor de cinematografe cărora le tipărim afișele. Asta e o zi normală. Vineri ziua când se tipărește ziarul, stătea frecvent cu mine până la nouă seara. Era aproape viața unui mic reporter de provincie. Pe scurt, Îndeoseb, dimineața era plecat. Conchise megre. Gre. Știți cumva dacă primea telefoane personale? Depinde ce înțelegeți prin personale. Știam că era corespondentul unui ziar din Paris. Mi-a cerut voie să accepte acest post. Era pe foarte puțin timp pentru că transmitea aceleași informații ca ale noastre. I-am dat voie să folosească unul dintre telefoanele noastre și își nota convorbirile pe care contabilul îi le scădea din salariu la fiecare sfârșit de lună. N-am surprins niciodată o convorbire într-adevăr personală. De exemplu, cu un prieten. Vă mulțumesc. Încă nu l-au găsit la Paris? Le-a transmis părinților doar o adresă de post restant. La asta ar putea lua o zi, două, evident. Fără să știe, tipograful de dus o idee lui Megre. Cum ajunse la hotel, comisarul sună la poliția judiciară. Alo, Lucas e acolo? Cine-i la telefon? Torens? Aici, Megre. Da, tot în vacanță. Cum? Dacă e timp frumos? Ha, barna n-am, o să mă uit. Nu e soare, dar nu plouă. Janvier mai e la birou? dă mi te rog. Da, mulțumesc. Alo, Janvier? Ai mult de lucru? Treburi curente? Bun, face treabă pentru mine. Aș vrea să te duci la oficiul poștal 26. nu în foburgul saint Denis? Da, știu. Vorbești cu funcționarul de la poză Restan și întreb dacă sunt scrisori pe numele lui Emil Dufieu. Dan notează. Emil, Dufio. Nu, cu doi de F, F de la Fernand, o clipă. Vreau să știu în primul rând dacă s-a prezentat să-și ridice scrisorile, da. Și la ce dată? Dacă încă n-a venit, cerei funcționarului să-ți dea un telefon imediat ce se va prezenta. Să facă în așa fel încât să-și întârzie clientul pres de câteva minute și tu sari într-un taxi. Să nu-ți scape. Cerei pur și simplu adresa. Urmărește-l dacă e nevoie. Stai, nu închide. Pe urmă te duci la cei de la supravegherea hotelurilor și arunci o privire peste fișele din ultimele zile. se fișele din 31 iulie și 1 august. Cauți același nume. asta e tot. Nu, nu e un caz important. Doar un serviciu personal. Mulțumesc, bătrâne, da, exact. Da, da, se simte mai bine. Salut-o din partea mea pe Marie Franz. Domnii sunt deja la masă, murmură domnul Leonard, care stătea în spatele comisarului Costic la mână. Să fie sănătoși un... haide, era mai bine să nu-l refuze ca să nu-l necăjească pe bietul om. Le-am găsit două camere la hoteluri diferite, nu sunt mulțumiți. Păi e vina mea, noroc, noroc, domnule Leonard. Credeți că va fi prins netrebnicul care a sugrumat-o pe micuță? Era o seara, se aprinse sără luminile. Cei doi bărbați stăteau în încăperea din fund între bucătărie și sala de mese. Servitoarele treceau tot timpul prin spatele lor cu tăvile în mână. Oare vorbele domnului Leonard îl puseseră dintr-o dată pe gânduri? Megre se încruntă. Nu luați masa? Nu acum. Vreau să urce în cameră să facă ceva ce făcea rare ori și doar în cazuri deosebit de grave. Își amintea de angoasa din seara trecută când încercase zadarnic să o identifice pe copila întâlnită pe scară în casa doctorului. Cei pe care îi întrebase se uitaseră la ei uimiți, chiar și Mansui, chiar și agenții din corpul de gardă. Și totuși, dacă în acel moment ar fi obținut un nume, o adresă, Lucy l ar fi rămas în viață. Poate că se înșela în toate privințele, dar dacă nu se înșela, atunci era un pericol și alții, începând cu el însuși. De ce a vrut să urce în cameră și să-și așternă bănuielile pe hârtie? Plecați, lipsesc doar o oră, păstrați-mi ceva de mâncare. Va scrie acest soi de raport diseară în liniște înainte de culcare. Acum se îndrepta spre gară. Emil de Fie, în scrisoarea către mama lui, spunea că și luase dinainte bilet. Sala era aproape pustie și slab luminată. Pe linii se afla doar un tren de periferie cu vagoane model vechi. Bărbatul de la ghișeu purta o șapcă de subșef. Bună seara, domnule comisar! Prea îl cunoșteau mulți. Aș vrea să vă cer o informație. Îl cunoașteți pe tânărul de fio? Domnul Emil, da, sigur că îl cunosc. Care porter venea aici de fiecare dată când era anunțată o personalitate? Îl lăsam să intre pe peron. În acest caz. Poate îmi veți putea spune dacă la sfârșitul lunii trecute a venit să cumpere un bilet pentru Paris. Po o să vă răspund pentru că eu i le-am dat. Pluralul îi atrase imediat atenția lui Megre. I-ați dat mai multe bilete? Da, două, la clasa a doua. Dus întors? Nu, nu mai dus. Pe la ce oră a venit să le ia? Nimineață, cu puțin înainte de prânz, le voia pentru ultimul tren de seară, cel de 10 și 52. Știți cumva dacă a plecat cu acest tren? Presupun că da, voi părăsi gara peste câteva minute. La ora ce este de serviciu sub șeful de noapte. A sosit? Cred că da, ha, haideți în birou. Trecură pe peron și intră într-un birou de unde răsunață cănitul telegrafului. Hei, Alfred, ți-l prezint pe domnul comisar Megre de care ai auzit. Încântat! Ar vrea să știe dacă tânărul de fiu a urcat în 163 într-una din ultimele zile ale lui Iulie. Dimineața i-am vândut două bilete la clasa a doua, simple pentru Paris. Trebuia să plece la 22 și 52. Nu mi amintesc. Credeți că dacă ar fi plecat cu acest tren, l-ați fi văzut? N-aș putea jura. Uneori în ultimul moment ești chemat la telefon sau la vagonul de mesagerie. Totuși m-aș mira să nu-l fi observat. E posibil să aflăm dacă biletele au fost folosite? În principiu, da, ar fi suficient să iau legătura cu Parisul. Călătorii, după cum știți, sunt obligați să predea biletele la ieșire. Dar sunt unii care coboară în alte gări. Alții distrați, ies fără să predea biletul. Se întâmplă rar și e împotriva regulamentului. Totuși, trebuie să vedem în vedere și asta. Omul se gândi un moment și apoi murmură. E ceva ciudat. Se uită la colegul lui ca și cum acesta ar fi trebuit să fie frapa de o anomalie. Emil de fiu a plecat cu trenul de mai multe ori. La Nant, la Roș sau la Roșel. De fiecare dată dispunea de un bilet gratuit. Apoi îi explică lui Megre. Jurnaliștii au dreptul la un bilet gratuit la clasa 1. Trebuie doar să-l ceară la ziarul pentru care lucrează. De data asta chiar merita fiind vorba de un traseu lung. Mă întreb de ce a plătit bilete de clasa a doua, când ar fi putut să călătorească la clasa 1 fără să dea vreun ban. Nu era singur, observă Megre. Evident, era vorba probabil de o femeie. Să știți că domnii din presă nu sunt deloc zgârciți nici în astfel de cazuri. Megre plecă, apoi puțin mai târziu trecu prin fața pescăriei lui Popin, care avea obloanele trase și văzu lumină sub ușa coridorului. Era încă prea devreme. Probabil că Francis servea cina în casa doctorului. Merse mai departe pe străduțele slab luminate și tre de câteva ore auzind pași în spatele lui. Dacă avea dreptate, dacă evenimentele se derulaseră așa cum le reconstituise el încetul cu încetul, cu goluri încă, nu trebuia oare să se aștepte ca după Lily Godro și Lucille să urmeze noi victime. Oricum, cel puțin una. Se întoarse brus și intră în hotel de vende. Doamna Godroie în camera ei. O întrebă el pe patroana aflată la recepție, îmbrăcată într-o roche de mătase neagră și cu o camee mare prinsă la corsaj. Ați uitat, domnule comisar. Dar îl mai înfuria faptul că era recunoscut peste tot. Ați uitat că nu mai cheamă doamna Godro, ci doamna Esteva. A plecat împreună cu domnul Esteva cu trenul de ora 5 și jumătate. Presupun că ginerile ei a făcut o vizită ieri seară?" Întrebă el, posac, ce cunoștea dinainte răspunsul. Exact, va chiar au rămas ultimii în salonaș." În compania domnului Esteva?" Cred, fără să fiu sigură că domnul Esteva urca primul în cameră." Vă mulțumesc." Mulțumise astfel toată ziua. Cel puțin o persoană era amenințată, cu excepția cazului în care se înșelase pe toată linia. Și, din păcate, nu știa nimic despre această persoană, nici măcar dacă era bărbat sau femeie, nu i bănuia nici vârsta și nici profesia. Știa doar că ea exista în oraș, în centrul orașului, după toate probabilitățile, într-un perimetru pe care aproape că l-ar fi putut delimita pe un plan. Nu putea să se ocupe de asta în seara asta, trebuia să aștepte să se facă ziua, să se deschidă prăvăliile și barurile. Atunci va pleca la vânătoare, având ca unic fir călăuzitor ideea lui fixă, și va trebui să repete mereu veșnicul Vă mulțumesc! cu condiția să nu fie prea târziu. Cei doi inspectori terminaseră de mâncat și fumau, degustând un coniac, când comisarul se așeză la masă în sala aproape pustie. Ați descoperit ceva, șefule?" Iar el mai posa ca niciodată, cu un gust rău în gură, ca după o călătorie lungă cu trenul, mormăi. Pe naiba! Capitolul 8 la 11 dimineața, Megre deschise ușa, poate a suta din ziua aceea, și intră de data asta într-un magazin de marochinărie. Începuse de la un capăt, încă de la opt, când magazinele mai importante sau de lux sunt încă închise. Intra în prăvăliile frecventate doar de femeile din cartier. De afară putea fi văzut, prea înalt și prea spătos, atingând cu capul măturile sau bureții care atârnau din tavan, privind cu un aer moroconos, așteptându-și rândul, la cumetrele cu capul descoperit din jurul lui. Tot de afară, de la a patra sau a cincea încercare, s-ar fi putut constata că buzele lui rosteau invariabil aceleași cuvinte, cu diferența că la început se credea obligat să cumpere ceva. În bistrouri era ușor, bea un pahar de vin alb. Într-o băcănie cumpărase un pliculesc de piper, pentru că se gândea atunci că va avea multe magazine de vizitat și nu putea căra după el pachete mari. Într-o mercerie cu geamuri pline de praf, de unde cumpărase o bobină de ață, o fată bătrână cu fire de păr în bărbie și miros cumplit de fad îl privise Chion Doruș. O cunoașteți pe doamna Belami? Repeta se megre. Bătrâna sau tânăra? Tânăra. O cunosc ca toată lumea. Vi se întâmplă să o vedeți trecând pe stradă? Erau întrebările rituale pe care le punea întruna. Să știți, domnule, că am destulă treabă ca să nu mă ocup de ce se petrece pe stradă. Și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți ca mine. Când oamenii credeau că e vorba despre bătrâna doamnă Belami, de cele mai multe ori se încruntau. Popina avea dreptate. Bătrâna cu baston nu prea le inspira simpatie comercianților din oraș. Așa că făcuse o schimbare ca să înlăture orice confuzie. O cunoașteți pe soția doctorului Belami și renunțase la cumpărături. Iar oamenii fie îl cunoșteau deja din vedere, fie îl luau totuși drept un polițist. Începuse din partea de nord, altfel spus cu cartierul portului, străbătând străzile pe care doamna Belami ar fi putut merge ca să ajungă, de exemplu, în preajma halei de pește. O cunosc, bineînțeles, am văzut-o desori pe vremuri. E o persoană foarte frumoasă. Încă o mai vă trecând cu mașina alături de soțul ei. Dar nu o plimbându-se pe jos. Soții întorceau capul spre soții sau soțiile spre soți. Tu ai văzut-o cumva trecând pe stradă? Toți scuturau din cap. Odet Belami nu frecventa acel cartier, nici cartierul Notre-Dame și nici centrul orașului. Mă scuzați, doamnă, o cunoașteți pe soția doctorului Belami? Nu îi întreba doar pe negustori, Soprea oprea la femeile aflate în prag și chiar la un bătrân neputincios, care probabil că își petrecea zilele în spatele ferestrei deschise. Era o muncă anostă, noastră dezagreabilă, de care era puțin rușine. Nu era greu să-și imagineze comentariile făcute în spatele lui. La ora 10 străbătuse astfel cea mai mare parte dintr-un arc de cerc în jurul casei doctorului. Dacă Odet mi se întâmpla să iasă singură pe jos, acum era dovedit că nu putea să se deplaseze decât pe remble colo de la capăt, aici predominau magazinele de lux. Mă scuzați, doamnă, o cunoașteți? Și iată că în sfârșit era răsplătit pentru strădania lui. Totul început cu cofetăria situată aproape lângă casa mare și albă. Nu mai iese prea des de când s-a căsătorit. Totuși o văd uneori dimineața. Acea femeie, cum se cade, grăsuță și cu tenul trandafiriu, nu putea să bănuiască bucuria pe care o aducea în inima lui Megre. Poate ca să-și scoată câinele la plimbare? Un câine. Nu, l-am văzut niciodată. M-aș mira să fie câini în casa doctorului. De ce? Nu, știu, nu, mi se pare omul căruia să-i placă așa ceva. Nu, no, presupun că face cumpărături. De cele mai multe ori poartă un taior și merge destul de repede. Pe la ce oră trece? Păi, nu se întâmplă în fiecare zi. Nici des, nu pot să spun. O remar, doar pentru că întotdeauna, în momentul în care aranjez rafturile, adică pe la 10, mi se întâmplă să o văd și la întoarcere. Mult mai târziu. Poate după o oră, dar n-aș putea să jur, știți, treci atâta lume. O vedeți astfel de câteva ori pe lună? Nu știu, mi-e teamă să nu vă spun greșit. Să zicem că, de exemplu, o dată pe săptămână, uneori de două ori. Vă mulțumesc! Și aceste două cuvinte le repetase toată dimineața până la dezgust, chiar și merceresei bărboase care îl pusese la punct. Dar, după cofetărie, nu mai pierdu pista. Uneori dura destul de mult. Era nevoie de răbdare ca să-i ajute pe oameni să-și amintească. În ce direcție mergea? Spre capătul promenadei? Spre jetelă sau spre pădurea de pin? Spre pin! Existau și goluri. Dacă într-un loc se afla capătul unei străzi, era obligat să prelungească cercetarea în acea direcție ca să se asigure că doamna Belaminou a apuca pe strada cu pricina. Cei doi inspectori, Pieșo și Bovoar, care dormiseră până târziu, trecură pe lângă el proaspeți și roz la față. Îl văzură intrând într-o frizerie și crezură probabil că se dusese se tundă. De departe, Megre, Megre vedea clar ferestrele casei albe. De ce oare avea impresia că era supravegheat? Era vineri zi de consultații pentru doctor. De la 10 la 12 ar fi trebuit să se afle în pavilionul din grădină. Totuși, nimic nu îl împiedica să-și lase baltă bolnavi sau să expedieze în grabă ca să se posteze în spatele jaluzelelor bibliotecii. Cu un binoclu putea să urmărească foarte bine mișcările comisarului. Făcea asta? Sau mă înșel? Sau... Aceeași frază îi revenea într-un an în minte din seara precedentă și era permanent conștient de un pericol, nu atât pentru el, nu imediat, cât pentru o altă persoană pe care nu o cunoștea. Astfel că dimineața îi telefonase neliniștit comisarului Mansui. Aici megre. Auzi? N-ai să-mi anunți nimic? Nicio moarte violentă? nicio dispariție?" Ansui crezuse că glumește. Aș vrea să-și cer un serviciu personal. Cunoște administrațiile locale mai bine decât mine. De fiecare dată când telefona la hotelul Beler, putea fi sigur că domnul Leonard nu era departe pândindu-l ca un câine fidel. Emil de fi obișnuia să treacă în fiecare dimineață pe la comisariat, apoi pe la primărie și sub prefectură, ca să adune informații. Cum? Vorbea cu secretarul de la voi? N-are importanță. Încearcă să înțelegi bine întrebarea mea. În principiu ar fi trebuit să se afle la comisariat pe la 10 și un sfert, 10 și jumătate cel târziu. Asta ar îți permite să calculezi la ce oră ajungea tot în principiu la primărie și la subprefectură. Poți să spun imediat. O clipă. N-ai înțeles. Am spus și repet. În principiu. Eu vreau să știu dacă aceste ore erau regulate. De exemplu, dacă nu cumva, din când în când, într-o anumită zi, fixă sau nu, îi se întâmpla să facă acest traseu mult mai târziu. Am înțeles. Îți voi telefona sau voi veni peste puțin timp acolo ca să aflu răspunsul. Ai noutăți? Nimic. Nu putea numi noutăți telefonul primit de la Janvier seara târziu. Emil de Fie nu se prezentase încă la poz restant. Sosiseră trei scrisori pentru el, toate de la sablă. Două aveau același scris. Scrisul unei tinere, precizase Janvier. Le iau și vi le trimit? Lasă-le la poștă până la noi ordine. Mai e și o telegramă. Știu, mulțumesc telegrama care i-a anunțat tânărului moartea surorii sale. Când se închidă, Megre fusese gata să-i dea inspectorului altă misiune, dar pe aceasta credea că doar el ar fi putut să o ducă la bun sfârșit. Dar nu putea să fie și la sable și la Paris. Avea oare dreptate alegând sable și acea sarcină plictisitoare și minuțioasă, la care se înhămase de când se trezise? Odet Bellamy? mi? Sigur că da, domnule comisar. Patronul marchinăriei îl cunoștea și el și îl trata cu familiaritate rezervată de entuziaști vedetelor de cinema. Germain!" strigă el. A venit comisarul Megre." Cuplul era tânăr și simpatic. Aveți o pistă? E adevărat ce se spune?" Păi, nu știu ce se spune." Că vreți să răstați un personaj important din ora și că nu vă lasă judecătorul." Există un sâmbură de adevăr și în zvonurile cele mai absurde. Nu-i adevărat, doamnă, stați liniștită. Nu vreau să arestez pe nimeni. Nici măcar pe asasinul micuței de fie? De asta se ocupă colegii mei. Eu vreau doar să vă pun o întrebare. O cunoașteți pe soția doctorului Belami? Te o cunosc foarte bine pe Odet. Sunteți prietene? Eram mai ales înainte de căsătorie, de atunci nu o mai vedem atât de des. Tocmai. Aș vrea să știu dacă din când în când nu o vedeți trecând pe remble. Destul de des. Ce înțelegeți prin destul de des? Nu știu, o dată sau de două ori pe săptămână? Se întâmplă să vorbesc cu ea când sunt în ușă. Și știți unde se duce? la doamnă era uluită ca o persoană care s-a așteptat la o încercare dificilă și căruia ei se adresează întrebarea cea mai banală. Bineînțeles, departe de aici, dar chiar alături în casa vecină. Știți ce face acolo? Nu e greu deloc de aflat. Se vede că nu sunt sunteți femeie, domnule comisar. La primul etaj al casei de alături un magazin de croitorie și lenjerie, ținut de altă prietenă de-a mea, Olga. Olga se ocupă de toaletele tuturor femeilor elegante din sable, mai puțin de ale celor care preferă să se îmbrace de la Nan sau de la Paris. De așa ce le comandă întotdeauna niște lucrușoare, fie și numai lenjerie. Sunteți sigură că Odet bela la nu se duce mai departe? Am văzut-o intrând de acolo de nenumărate ori. O să vă spună și Olga. Vă mulțumesc. Era vexat, raționamentul lui era corect, deoarece tânăra femeie ieșea într-adevăr singură, o dată sau de două ori pe săptămână, dar nu fusese în stare să-l ducă până la capăt. Dacă ar fi fost tată de familie, cum îi spusese un agent de la comisariat, s-ar fi gândit în acea noapte la institutoare. Dacă ar fi fost femeie, s-ar fi gândit imediat la croitorasă. Îmi dați voie să dau un telefon? Îl sună pe Mansui. Cred că ai dreptate, domnule comisar. Mă întreb cum ai putut să ghicești. De obicei, tânărul de fiu avea ore fixe. Sosim cu o precizie de 5 minute în fiecare dintre locurile pe care mi le-ai pomenit. Da, din când în când se prezenta nu în întârziere, ci cu aproape două ore mai târziu. Am încercat să aflu dacă era o zi anume, dar din păcate nimeni n-a putut fi categoric. Îți mulțumesc. Devenise un refren. Mulțumea cât era ziulica de lungă. Mulțumi și cuplului și intră în casa vecină, o casă frumoasă cu câteva etaje, cu o scară mare și luminoasă, cu uși mari din stejar lustruit. La primul etaj în stânga citi pe o placă din cupru, Olga, croitorie de lux, accesorii, lenjerie. Înainte de a intra, goli din reflex pipa, lovind o de talpă. O femeie scundă cu părul vâlvoi, se repezi în întâmpinarea lui. Ce doresc, domnule?" Să vorbesc cu doamna Olga." Cine v-a trimis?" Nimeni." Mă duc să văd dacă domnișoara e aici." Nu trebuia să se deplaseze prea departe, ci doar să treacă după o draperie, unde început să șușotească cu cineva. Apoi o femeie înaltă și slabă își făcu intrarea în salonul de așteptare de un gri deschis, unde Megre rămăsese în picioare. Domnul? Megre, n-are importanță. Domnișoara Olga? Da. Avea un mers precis și o față cu trăsături mari și severe. Era foarte bine îmbrăcată cu un taior subțire care îi dădea înfățișarea unei femei de afaceri. Vă rog să poftiți în biroul meu. Era o încăpere mică unde mirosea oregano și a un blond. Îl servi cu țigări și Megre se trezi că era cât pe ci să ia una, fără să-și dea seama ce face. Cred că soția doctorului Bellamy e clienta dumneavoastră, nu? Adevărat. O e chiar mai mult decât o clientă. E o prietenă. Știu. A, ah, vă vizitează des, cam o dată sau de două ori pe săptămână? Posibil, dar aș putea să știu... Eu pun întrebările dacă îmi dați voie. Doctorul Bellamy nu v a telefonat în dimineața asta? Nu, de ce? Nici ieri? Nici ieri. Nu v-a vizitat? Dar nu vine niciodată aici. Nu l a zărit pe stradă? Îmi cer scuze că insist, dar este extrem de important. Nu, nu-mi dau seama. Locuiți în acest apartament? Nu, propriu zis, am două apartamente care comunică. Aici am saloanele și atelierul, celălalt mai mic care dă spre partea din spate casei, îmi servește drept locuință. Se poate intra fără să treci pe remble? ca și casele vecine și aceasta are două intrări, una dinspre Remble, din dinspre strada Minaj. Ascultați, domnișoară Olga. Cred că asta și fac și vă răspund la întrebări de câteva momente. Nu-și pierdea stăpânirea de sine și trăgea din țigară privindul în față. Vă caude ieri după amiază. Ea zâmbi. Vedeți că nu sunt greu de găsit. Trebuie să-mi răspunde sincer, vedeți să nu ne audă nimeni. Tonul lui Megre era atât de categoric încât iase supuse, ridică o draperie și se duse să dea câteva ordine ca să îndepărteze personalul. Prietena dumneavoastră Odette nu venea aici doar la croitoreasă. Credeți? Buza de jos începuse să-i tremure ușor. Timpul ne presează, vă asigur. Nu-i momentul să umblăm cu șiretlicuri. Probabil știți cine sunt. Nu, dar presupun că sunteți de la poliție. Sunt comisarul Megre. Încântată. Mă aflu aici în vacanță. Nu am fost însărcinat cu nicio anchetă. În câteva zile s-au produs cel puțin două catastrofe fără ca eu să le pot evita. Dacă toți ar fi fost sinceri cu mine, aș fi putut totuși să o împiedic pe a doua. Nu văd ce... Ba da. Tânăra roșii, brusc. Dimineață nu eram sigur că vă voi găsi în viață. Micuța Dufio care știa mai puțin decât dumneavoastră muri murit noaptea trecută. Credeți că-i vreo legătură? Ce da. Începea să cedeze partea cea mai grea fusese făcută. Abia dacă își dăduse seama ce îi se întâmpla, iar acum nu mai putea să dea înapoi. Emil intra prin strada Minaj, ea deschise încă o dată gura ca să mintă sau să protesteze, dar bărbatul din fața ei vorbea cu atâta fermitate încât bolborosi. Da, presupun că prietena dumneavoastră Odet nu zăbovea în saloane, ci intra direct în celălalt apartament. Cum de știți? Unde se află în acest moment? Probabil că știți și asta. Răspundeți-mi. Păi, presupun că e la Paris. Fără să-și dea seama de ce, Megreș scoase pipa din buzunar și îi că ușul în punga cu tutun. Nu, spuse el cu o voce dură. Atunci înseamnă că nici el n-a plecat? Nu mai e la sable. Și sunteți sigur că Odet mai e aici? Ați văzut-o? N-am văzut-o cu ochii mei, dar doctorul burjoa care o îngrijește a văzut-o în urmă cu trei zile. Nu mai înțeleg, n-are importanță. Și soțul ei? Asta e. Vreți să spuneți că știe? Mai mult decât probabil. Păi atunci, atunci... Se ridică cuprinsă de panică și început să se plimbe prin micul birou. Nu știți ce înseamnă asta? Ba da, e în stare de orice, nu-l cunoașteți așa cum îl cunosc eu. Nu știți cum o iubește, l-ați văzut. Are un bărbat rece, dar asta nu îl împiedică să se târască uneori la picioarele ei plângând ca un copil. Că ar fi putut, ar fi ținut-o în cuiată ca nicio privire de bărba să nu o poată zări. Știu. Odeta a avut întotdeauna afecțiune, recunoștință față de el. Totuși, nu era fericită. De multe ori s-a gândit să plece, dar a rămas numai de teamă ca să nu-l aducă la disperare. Până la urmă, s-a hotărât, mormăi, megre. Pentru că a iubit și ea un bărbat, nu poate să înțeleagă lucrurile astea. Probabil că nu l-ați cunoscut pe Emil. Dacă l-ați fi văzut, dacă i-ați fi văzut ochii, tremurul mâinilor, dacă ați fi simțit ardoarea care... Se opri brusc jenată. Îmi cer scuze, spuse ea cu calm. Nu asta voia să știți. Din potrivă. Ei bine, dar se iubesc, că asta e. Păi asta e. Și o va ceru să-i facilitați întâlnirile cu tânărul ei amant. Pentru nimeni altcineva n-aș fi făcut-o. Vă cred. Riscam enorm. Da. Dacă ar fi izbucnit un scandal. Și va izbucni. Ce doriți de la mine? De ce vă străduiți să mă înspăimântați? Sunt mai înspăimânta decât dumneavoastră și încerc să înțeleg totul, tocmai ca să evit o nouă nenorocire. Sunteți sigur că Odet n-a plecat? Da, nu pot să cred că a plecat fără ea. Nici eu. i îl privi în ochi. Și atunci? N-a mai fost văzut la sable din seara fixată pentru fuga lor. Nici la gara n-a mai fost văzut. Unde avea o întâlnire? Pe străduța din spatele casei doctorului. La ce oră? La nouă și jumătate. E ora la care Belami se află în mod obișnuit în bibliotecă, în apropiere de dormitorul soției sale. În seara aceea avea locul din nou la prefectură și promisese că se va duce. Sunteți sigură că de atunci Odette nu va mai telefonat și n-a mai dat niciun semn de viață? Jur, domnule comisar, recunoașteți că am fost sinceră. Știți unde s-au cunoscut Odette și Emil? Ea se rătă din nou jenată. Mă întreb dacă ar trebui să vă spun. Nu veți înțelege, e atât de copilăresc. Și eu am fost copil. Și vi s-a întâmplat timp de săptămâni întregi să pândiți o femeie și să o urmăriți pe stradă? asta a făcut el, exact când ea ieșa ca să vină la mine. Era toamna, trebuia să-și facă toată garderoba de iarnă, venea mai des. Alegea momentul în care soțul ei era la consultații ca să se simtă liberă, chiar dacă atunci nu făcea nimic rău. Emil o urmărea. Vedeți ce simplu e? Presupun că a început. Prin a scrie. Da, ea nu i-a răspuns mai bine de două luni. Când a făcut-o, i-a cerut să-i dea pace. Cunosc asta. Pare ridicol când li se întâmplă altora. Ei nu i se păruse ridicol. Din potrivă, părea că trăise cu pasiune aventura prietenei sale. În urma acestei scrisori, a avut la într-o dimineață să urce aici. Trebuie neapărat să vă vorbesc. Odet nu știa ce să facă. Noi îi puteam lăsa în salon. I-am împins în birou. Apoi au continuat să-și scrie. Prin intermediul dumneavoastră, presupun. Da, apoi înțeleg. Dar eu o iubire foarte curată, vă jur. Cum să nu? Dovadă că Odet n-a ezitat să lase totul. La Paris ar fi fost obligată să muncească pentru că el nu găsise decât o slujbă modestă. Când am întrebat-o dacă își lua rochile și bijuteriile, mi-a răspuns, nimic, vreau o viață nouă. Și Belami? Ce vreți să spuneți? Nu bănuia nimic? Nu l-ați văzut niciodată dând casei dumneavoastră? O întrebare. Odet păstra scrisorile de la iubitul ei? Sigur că da. Ea înțelese ce voia comisarul să spună. Alceva. Aveți certitudinea că nimeni altcineva nu mai știe? Megre înțelese după stânjenea la ei că ceva nu se potrivea. Mă întreb cum de nu m-am gândit ieri la asta, spuse ea cu glas căzut pe gânduri. Pe la începutul primăverii, Emil a fost ținut la pat timp de o săptămână de o anghină. Scrisorile au continuat să fie puse în cutia mea. Trebuie spus că nu le trimitea niciodată prin poștă din prudență. O dată când am deschis ușa mai de dimineață, am zărit o fetiță care se îndepărta în fugă. Lucil? Da, era sora lui. Credeți că i-a spus că va pleca? Posibil. Nu știu. Nu mai știu. Totul părea atât de simplu, atât de ușor, de inocent. Există, domnișoară, un om care de câteva zile face același lucru ca și mine, însă cu avantajul că știe mult mai mult. Ori în dimineața asta eu am ajuns aici. Cum? Mergând din poartă în poartă. Pentru că porneam de la Odet și Emil. Pentru că trebuiau să se întâlnească undeva. Iar eu n-am avut cum ar fi avut oricare femeie în locul meu ideea croitorea sa. Cine plătea facturile doamnei Belami? Soțul ei îmi trimitea un cec la fiecare sfârșit de an. Știe că sunteți prietene din copilărie? Sigur că da. Eu și Odet eram tot timpul împreună când s-a îndrăgostit de ea. Ea l-a iubit? Cred că da. O iubire lipsită de ardoare, nu-i așa în care au contat mult, casa mare, bijuteriile, rochile, mașina? Probabil. O deța temut totdeauna să nu sfârșească la fel ca mama ei. Ce-am să fac acum? Ce veți face dumneavoastră? Chiar atunci sună telefonul. Mă scuzați. Cum duse receptorul la ureche, păli și îi făcu semna lui Megre. Da, doctore? Alo, doctore, nu vă aud bine. Da, ai Olga acum? Vreți să repetați numele? Megre? Cerea din privire un sfat de la comisar, iar acesta făcea gesturi energice, afirmative. Vreți să știți dacă m-a vizitat? Cu degetul comisarului i-a încăperea, iar ea, nefiind sigură că înțelesese bine, răspunsese pentru orice eventualitate. E aici, în acest moment, nu? Nu de mult timp, o clipă. Cred că vrea să vorbească cu dumneavoastră. Megre apucă receptorul. Alo, domnule doctor? Tăcere. Tocmai voiam să vă telefonez ca să vă cer o întrevedere. Nu uitați că mi-ați spus că veți fi când la dispoziția mea. Alo? Da, ascult. Vă aflați acasă în acest moment? Da. Dacă îmi permiteți, voi fi acolo în câteva minute, cât să străbați jumătate din remble. Alo? Din nou tăcere. M-a auziți, domnule doctor? Da. Vă vorbește un bărbat. Alo? Vă implor. Vă ordon să nu faceți nimic înainte de sosirea mea. Alo? Da, promiteți? Tăcere. Alo, alo, domnișoară, nu întrerupeți. Cum? A închis? Se repezi la pălărie, la ușă, coborâ în fugă. Aproape în fața ușii văzu mașina de capotabilă a patronului marochinăriei de alături și pe aceasta cu pălăria pe cap ieșind din magazin și spunând câteva cuvinte soției sale. Duceți-mă până la casa domnului Belami, vă rog. Cu plăcere! Nu erau de cât 300 de metri, iar Megren, puținul timp în care îi parcurseră, a avut impresia că nu mai respira. Omul de la volan îl privea surprins, atât de impresionat, încât nu îndrăznea să-i pună vreo întrebare. Apoi frână. Vă aștept? Nu, mulțumesc. Sună, apăsând de lung butonul soneriei. Auzi prin ușă vocea unei femei cea a bătrânei doamne pe la când Francis, du-te să vezi și ne mitocă, anul. Francis deschise stupefiat când se pomeni în fața unui megre atât de agitat. E sus? Da, în bibliotecă, în orice caz, era acum un sfert de oră." Bătrâna doamnă Belami cu bastonul în mână, apăru în ușa salonului, dar comisarul nu-și dă două stena la să o salute. Se repezi pe scară, o clipă se opri în fața camerei lui Iodet, auzi zgomot pe culoar. Altfel, ar fi încercatoare să deschidă ușa. Filip Bellamy îl aștepta în picioare, rigid ca într-un portret, având în spate cărțile din bibliotecă frumos legate în piele. De ce vă e teamă?" întrebă el în timp ce trăgea suflarea. O ironie rece îi ridica unul din colțurile gurii. Îi făcu loc să intre, arătând încăperea unde cozina, înainte discutaseră în compania judecătorului de instrucție și îl pofti pe vizitator să ia loc într-un fotoliu. Vedeți că v-am așteptat! De ce nu puteam egresă și ia ochii de la mâinile lui albe, ca și cum ar fi căutat urme de sânge? Doctorul înțelese și această privire. Nu mă credeți! O ezitare, o clipă de gândire. Probabil că Belami era îngrozitor de încordat își trecu o mână peste frunte. Veniți cu mine! Porni înaintea lui Megre pe culoar și scoase din mers o chemică din buzunar, apoi s-o prin fața ușii soției sale, întoarse capul și se uită la Megre. Poate încă mai ezita? În sfârșit deschise încet și comisarul putu să vadă luxul din încăperea cu perdelele trase. Într-un pat imens, capitonat cu mătase, un păr blond era împrăștiat pe pernă, un chip se contura în semiprofil cu gene lungi, curba nasului cu nări tremurătoare, expresia buzei de jos voluptoase și pe plapuma aurie, se odihnea un braț gol îndoit cu moliciune. Rămas lângă tocul și Filip Bellamy nu făcea nicio mișcare, iar când comisarul întoarse capul spre el, văzu că doctorul avea ochii închiș. Trăiește? Întrebă Megre în șoaptă. Trăiește. Doarme? Doarme. Bellamy vorbea ca un somnambul cu ochii închiși și mâinile crispate. Burjo a venit dimineața să o vadă și a dat un calman. Trebuie să doarmă. Când nu vorbeau în cameră, se auzea răsuflarea regulată a tinerei femei, la fel de ușoară ca bătaia din aripi unui fluture de noapte. Megre făcu un pas spre ușa, apoi întoarse din nou capul spre femeia care dormea. Vocea doctorului răsună cu nerăbdare. Veniți! Încuie cu grijă ușa, puse cheia în buzunar și se îndreptă spre bibliotecă.